Consiliul Local al municipiului Slatina urmează să aprobe în următoarea ședință ordinea de priorități privind cele 5 locuințe de serviciu pentru medici rămase neocupate anul trecut. 20 de apartamente au fost construite atunci pentru medicii navetiști de la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Dintre acestea, 15 au fost ocupate, cadrele medicale îndeplinind toate criteriile de acces. Restul cererilor au fost respinse pe motiv că solicitanții nu și-au mai actualizat documentele. Am finalizat în 2021 20 de unități locative pentru medici, specialiști de sănătate. Valoarea acelui proiect a fost de 3,2 milioane de lei, cu TVA inclus. În perioada imediat următoare, primăria Slatina va da în folosință cele 5 apartamente de serviciu rămase libere. 20 de imobile au fost construite la Slatina de Agenția Națională pentru Locuințe. Ele se află pe strada Cireașov, numărul 23, într-un bloc cu regim de înălțime parter plus 3 etaje plus mansardă.